Toată lumea se plânge astăzi că copiii sunt astenici. Este o expresie foarte des folosită. Nu sunt astenici. Le consumă memoria și sistemul nervos această aparatură modernă. Deci ea trebuie, în special, cum am spus, nu știu când, parcă am amintit. Am avut o emisiune. Da, și am spus clar, copilul până la 4-5 ani nu are ce căuta în tehnica modernă. El trebuie să învețe să vorbească, să comunice, pentru că altfel se închide în el și spune mama, nu știu ce să fac cu el, că tace și nu zice nimic. Stă toată ziua cu telefonul în mână, strig la el și nu mă aude, vorbesc cu el și nu mă aude, îi spun să mănânce, nu mă aude, îi spun să duc afară, nu mă aude, îi spun să duc la școală, nu mă aude, îi spun să doarmă, nu mă aude, îl întreb ce are, nu mă aude. Păi nu te aude. Nu te aude pentru că el s-a conectat în acel aparat cu toată ființa lui. De ce? Fiind fragedă, fiind în formare, fiind sensibilă și fiind în creștere, ce faci când te duci în grădină primăvara, da? Pui un porumb și trei boabe de fasole. Crește porumbul ăla și se urcă fasolea pe el și îl ține loc de harag. Sau aduci un băț din pădure și îl pui și fasolea aia se urcă pe harag. Așa și copilul trebuie să se urce pas cu pas, din învățătură în învățătură, spre ce? Spre normalitatea vieții. Ce înseamnă să iei masa la timpul fix? Ce înseamnă să te odihnești la timpul fix? Ce înseamnă să mergi la școală la timpul fix? Să înveți la timpul fix? Cine este tata? Cine este mama, cine este fratele mai mare, cine este fratele mai mic, cine este sora mai mică. Deci, astea sunt lucruri care se predau direct în familie. Și mă întorc exact în punctul unde a rămas. Îl ducem la grădinița ajutătoare, stă clasa, anul, să spunem, la 4 anișori, la 5 anișori, la 6 anișori îl dai la grupa 0. Deci de acolo încep primele formări pentru, de fapt, de ce s-a făcut grupa 0? O să vă spun tot eu, chiar dacă cei care au făcut-o nu vor să spună. Așa se culeg elitele. În clasa întâia, învățătorii știu exact copiii cu abilități perfecte, pentru că noi avem trei feluri de abilități. Avem stilul acesta fin, rafinat, IQ-ul ridicat, care sunt băieții de sclipire de moment, inteligenți, și aia se culeg și se face o clasă bună. Nu e rău în asta, dar vreau să spun la ce ajută clasa zero, că de ce îi spune zero? De aici se ia startul. După aceea, copiii cu capacități medii, care dacă se străduiesc pot, și copiii foarte mai slăbuți sau nu cu capacități la fel de ridicate, care sunt redistribuiți, cum se spune, a, las că merge la o școală mai slabă. Nici o școală nu trebuie să fie slabă. Adevărata școală, adevărata școală este școala care crește copii de calitate în orice fel. Dascălul care a promovat în școala respectivă nu-i oricine. A dat un examen, a făcut o facultate, a dat un definitivat, a dat ce mai dă ei pe acolo, grade și alte povești, titularizare. Deci el când a mers în școala aceea nu s-a dus în calitate de incompetent sau mediocru, ci s-a dus în școala respectivă să pregătească niște copii. Și vreau să vă spun că am avut ocazia să văd băiat, repet, ce înseamnă voința, care m-am întâlnit cu el prin oraș, venea de la pregătire de undeva, era cu un instrument din ăsta muzical în spate și l-am întrebat, ce faci, mă, copile? Păi mă duc la pregătire, zic, și tu crezi că ai să trăiești din muzică? Dar ce să fac, părinte? Cum adică ce să faci? Ei, luna mai! Dacă tu te apuci de învățat, să știi că ești pe listă la medicină, că eu știu că tu ai avut note bune la școală. Părinte, să știți că vă ascult și dau, dar să văd dacă am să fac față. Tu nu trebuie să vezi dacă ai să faci față. Tu trebuie să știi că un loc de acolo e al tău. Fără pregătire, fără preparator, cu forța proprie, să lași liceul Octav Băncilă, unde am învățat doar muzică lucruri din astea de artă, că așa se cheamă liceul ăla ca fiind de artă, și să treci pe biologie și chimie, care sunt două specialități grele, și să intri la medicină în primul semestru cu taxă, pentru că a fost nota mai micuță, dar a fost pe listă, în al doilea semestru fără taxă, că capacitatea și puterea l-a urcat unde este locul. Și m-am întâlnit cu el și i-am spus, zic, vezi, acum ai să fii un om de calitate. Asta înseamnă să nu stai tu, un om inteligent, să vină unul să-ți scui pe semință în față și zică, cântă mămia aia, ia-mă 10 lei și zi melodia aia, tu nu ești cerșător.
tu ești un capabil. Și m-am bucurat pentru el, cu un simplu sfat și un simplu îndemn, l-a făcut să fie ceea ce este. Dar asta înseamnă și educația părinți credincioși, că și mamă sa e credincioasă, cred că a fost profesoară de religie mai înainte pe vremuri, când am cunoscut-o. Și tata la fel om credincios. Deci asta îți dă societatea în momentul când există puțină voință și educație. Dar dacă era, să spunem, un băiat de bani gata sau așa, dar ce n-are taică-mi bani să mă țină, n-are maică-mi bani să mă țină? Pentru că asta este educația superficială. Mamă, să fii mândru. Nimeni să nu-ți calce înainte, să nu te lași luat înainte. Fii atent să răspunzi. Dacă cineva te ia la mișto sau ceva, îmi spui mie că intervin eu. Vezi, ai grijă tot timpul să spui că tăticul e așa. Vezi să spui că mămica lucrează acolo, să nu scape lucrul ăsta. Și întâlnesc și la spovedit lucrul ăsta. Câteodată când vine câte un tânăr, ei sunt foarte buni. Deci avem o generație la ce mizerie se petrece în lumea aceasta globală. Deci noi avem niște tineri de lux în România și când folosesc termenul de lux, vă spun că morala sănătoasă încă nu s-a pierdut, s-a deteriorat, s-a mai alterat ca o pictură din aia care mai trebuie curățată. Da, sfinții se cunosc, nu lipsesc. Și, părinte, vin din partea lui mama, mama știți, este cu tare, o cunoașteți, lasă asta, zic, hai încoace. Ai făcut, ai făcut, ai făcut, ai făcut, nu. Vezi, faci asta, faci asta, faci asta, faci asta. Vreau să fii bărbat, vreau să fii serios, vreau să nu depinzi de nimeni și vreau să-ți dispară de la tine trei lucruri. Să nu să n-aud că ai mai fumat, să n-aud că bei în exces să-ți fie rău, să n-aud că te droghezi sau că abandonezi școala. Nu, părinte, nici nu m-am gândit la asta. E adevărat că sunt mai lăsător, dar vă promit că mă îndrept. Și îl vezi deodată că își ia amploare, adică da, și ia... Da, dar ce se întâmplă? E nevoie de atitudinea fermă a ceea ce înseamnă familie. Deci copilul, când intră în clasa întâia, dacă l-ai legat la ochi și sunt 100 de femei, acela-i copil educat bine. Numai după glas, dacă l-a strigat mama, el știe în ce direcție trebuie să meargă. Și, când, și o să mă întrebați de ce v-am spus lucrul ăsta. Ați fost vreodată într-o stână de oi, toate zbiară la fel. Și dai drumul la 200 de miei, cât or fi în stâna respectivă. Da. Fiecare se duce la mama lui. De ce oare animăluțul ăla își cunoaște mama lui și tu ca copil să nu-ți cunoști mama ta? Să nu-i respecti valoarea, să nu-i respecti truda, să nu-i respecti osteniala, pentru că al doilea lucru care se pune în societate legat de educația copiilor este viitorul părinților.